precum și ale articolului numărul 10 din legea numărul 90 din 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere propunerea primului ministru, președintele României decretează: se numește domnul Ioan Rus în funcția de ministru al transporturilor. Jur să mă îndăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să mă ajute Dumnezeu. Domnule ministru, în primul rând, felicitări pentru revenirea în guvern. Aș vrea să vă atenționez însă că mergeți într-un minister cu probleme. Acolo ar trebui să fiți atent în mod deosebit la premizele de contractare a autostrăzii Comarnic-Brașov. Din informațiile mele, deja s-au produs acte de corupție. De asemenea, s-au contractat studii de fezabilitate de circa 50 de milioane de euro, care nu vor mai fi valabile, cea mai mare parte din ele, în 2 ani. Dar s-au găsit niște firme cărora să li se facă cadouri. Am rugămintea să verificați cu atenție lucrurile acestea înainte de a vă asuma derularea mandatului. Sigur, cu loteria nu sunteți dumneavoastră și nici cu banii de la Rompetrol, da? Poate vă uitați la colegii din guvern. Vă mulțumesc mult și vă doresc succes. O ceremonie foarte scurtă la Palatul Cotroceni. Ioan Rus, din nou membru al cabinetului Ponta, pentru că a mai fost în aprilie 2012 ministru de interne în cabinetul Ponta și vă spunem ceva mai devreme că a mai fost ministru de interne și în cabinetul Adrian Stase. Îl vedem în imagini și pe premierul Victor Ponta. Și iată, Ioan Rus îi salută pe cei prezenți la această ceremonie. L-am văzut pe Gabriel Oprea prezent la această ceremonie, consilierii prezidențiali. O ceremonie scurtă.